Bună ziua și bine v-am găsit la lecția de română. Astăzi vorbim despre o scrisoare pierdută, particularitățile textului dramatic. Piesa O scrisoare pierdută a fost jucată cu mare succes la 13 noiembrie 1884 pe scena Teatrului Național. Este a treia din seria celor patru mari comedii și a fost publicată în revista Convorbiri Literare în anul 1885. Sursa de inspirație a autorului a fost chiar realitatea zilor lui, și anume noile alegeri impuse de guvernul liberal odată cu revizuirea Constituției 1883. Încadrarea operei într-o perioadă, într-o ideologie literară. Contextul în care apare O scrisoare pierdută este epoca marilor clasici, Caragiale fiind unul dintre cei patru mari clasici. Se încadrează în spiritul junimist prin ironizarea vieții politice și a moravurilor, atrăgând atenția astfel asupra demagogiei, corupției și imoralității. Ea este o concretizare ironică a formelor fără fond, care bântuiau epoca respectivă și care nu erau deloc agreate la junimea. Personajele par marionete, sunt lipsite de valori ale existenței, de viață interioară. Viziunea scriitorului este cea a unui realist și moralist, spiritul critic fiind o coordonată a junimismului. Încadrarea operei într-un curent literar. Se încadrează în realism, prin spirit de observație acut și luciditatea cu care autorul scrutează lumea, preocuparea pentru domeniul social, obiectivitatea și veridicitatea realizată prin tehnica acumulării detaliilor. Din momentul pierderii scrisorii de amor, conflictul se amplifică din ce în ce mai tare, situațiile fiind construite gradat, care este un procedeu artistic cunoscut sub numele de tehnica bulgărelui de zăpadă. De asemenea, plasarea acțiunii în timp și spațiu, caracterul de generalitate a situațiilor și personajele tipologice. Încadrarea în gen și specie literară aparține genului dramatic, deoarece acest gen literar reunește operele scrise cu scopul de a fi reprezentate pe scenă și textul dramatic impune comunicarea mesajului prin dialog sau monolog și prin replici ale personajelor, completate în indicații scenice sau didascalii, de elemente non-verbale și paraverbale, precum și de informații referitoare la decor, care preiau rolul descrierii din textul narrativ. Ca specie literară, este o comedie, deoarece observăm că autorul sancționează aspectele negative ale societății, ale individului, dar conflictul este derizoriu, personajele sunt inferioare din perspectiva moralității, a intelectului, a afectivității și se încheie cu un final fericit. Cum spuneam, este o specie a genului dramatic, comedia, care este destinată reprezentării scenice și observăm și structura specifică, și anume este împărțită pe acte, scene și replici, didascalii, are un conflict dramatic, forțe opuse aflate în relații ostile, așadar, observăm că avem un conflict principal și unul secundar, despre care vom discuta mai încolo, o situație dramatică, care oferă posibilitatea unei rezolvări și folosește mijloace ale comicului. Comicul este o categorie estetică ce cuprinde actele, situațiile, personajele care stârnesc râsul. Avem un comic de situație, comic de limbaj, de intenție, de caracter, comic de nume. Tema și viziunea despre lume. Tema comediei. Comedia O scrisoare pierdută este una de moravuri care satirizează vicii ale societății românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ridiculizând aspecte din viața politică și familială a marii burghezii. Ca elemente de structură și compoziție,
ale acestui text dramatic, observăm că textul este structurat în patru acte alcătuite din scene, fiind construit sub forma schimbului de replici între personaje. Titlul pune în evidență contrastul comic dintre aparență și esență. Pretinsa luptă pentru putere politică se realizează de fapt prin lupta de culise, având ca instrument al șantajului politic o scrisoare pierdută, care este pretextul dramatic al comediei. Observăm că articolul nehotărât, O, indică atât banalitatea întâmplării, cât și repetabilitatea ei. Pierderile succesive ale aceleiași scrisori, amplificate prin repetarea întâmplării în alt context, dar cu același efect. Acțiunea, comedie, este plasată în capitala unui județ de munte în zilele noastre, adică la sfârșitul secolului al XIX, în perioada campaniei electorale, într-un interval de 3 zile. Intriga piesei pornește de la o întâmplare banală, pierderea unei scrisori intime compromițătoare pentru reprezentanții locali ai partidului aflat la putere și găsirea ei de către adversarul politic, care o folosește ca armă de șantaj. Acest fapt ridicol stârnește o agitație nejustificată și se rezolvă printr-o împăcare generală și neașteptată. Avem un conflict dramatic principal, care constă în confruntarea pentru puterea politică a două forțe opuse, și anume reprezentanții partidului aflat la putere, prefectul Ștefan Tipătescu, Zaharia Trahanache, care era președintele grupării locale a partidului, și Zoe, soția acestuia, și gruparea independentă, constituită în jurul lui Nae Cațavencu, un ambițios avocat și proprietar al ziarului Ragnetul Carpaților. Conflictul are la bază contrastul dintre ceea ce sunt și ceea ce vor să pară personajele, așadar între aparență și esență. Iar conflictul secundar este reprezentat de grupul Farfuridii Brânzovenescu, care se teme de trădarea prefectului. Actul 1. Actul 1, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în capitala unui județ de munte, sunt organizate alegeri pentru Camera Deputaților, iar cu acest prilej are loc conflictul dintre Cațavencu, aspirant la o funcție politică, și grupul fruntaș al conducerii locale. Aceasta este și expozițiunea. Pentru a-și forța adversarii să-l propună candidat în locul lui Farfuridii, referatul conducerii, de fapt, acest Farfuridii, Cațavencu recurge la șantaj. Instrumentul de șantaj este o scrisoare de amor pierdută și găsită de un cetățean turmentat, de la care este sustrasă de către Cațavencu. Această scrisoare contribuie la generarea și menținerea tensiunii dramatice și reprezintă intriga acestei comedii. Zoe și Tipătescu sunt avertizați că, în lipsa susținerii electorale, textul va fi publicat în ziarul lui Cațavencu. Zoe face presiuni în vederea propunerii drept candidat a lui Cațavencu. Actul al doilea. În acest act, Trahanache este înștiințat de existența scrisorii, dar este convins că scrisoarea nu este autentică. Încercările lui Pristanda de a găsi scrisoarea eșuează, iar prefectul Tipătescu decide în mod arbitrar arestarea lui Cațavencu. Zoe este cea care restaurează ordinea, dându-i drumul și încredințându-l că va fi ales. Când totul părea rezolvat, Farfuridii și Brânzovenescu își bănuiesc aliații de trădare și trimit o anonimă la București, denunțându-i. De la București se cere fără explicații trecerea pe lista de candidați a unui oarecare Agamemnon Dandanache. Și iată, observăm desfășurarea acțiunii. Actul al treilea, aici sunt prezentate discursurile candidaților, Cațavencu își prezintă atitudinea vis-a-vis de dezvoltarea industriei, iar Farfuridii se pronunță asupra revizuirii Constituției. Discursurile sunt confuze, incoerente, actul se încheie în plină agitație, Trahanache făcând propunerea candidaturii lui Agamemnon Dandanache, știrea provocând astfel încăierarea alegătorilor. Cu acest prilej, Cațavencu își pierde pălăria în căptușa la care i-a ascunsese scrisoarea. Aici este vorba de punctul culminant al piesei.
piesei, iar în actul al patrulea, documentul este găsit tot de cetățeanul turmentat care ajunge la Zoe, readucând armonia în micul oraș. Sosit de la București, Dandanac este ales în unanimitate. Mai mult decât atât, se află că el a ajuns să fie propus candidat utilizând același instrument de șantaj, deci tot o scrisoare. În final, Nae Cațavencu prezidează banchetul în cinstea lui Dandanache. Pe fondul unei atmosfere de sărbătoare, Cațavencu ține un discurs în cinstea vechilor adversari. Și iată, avem deznodământul piesei. Ca situație sugestivă pentru tema și viziunea despre lume, propunem scena 4 din actul 1. Trahanache, după ce văzuse scrisorica de amor adresată Zoe, vine acasă la Tipătescu. Prefectul este îngrozit de reacția lui Trahanache și este redus la tăcere când își dă seama că acesta aflase. Venerabilul consolează pe Tipătescu, susținând că scrisoarea e plastografie. Citez: ei, fănică, să vezi imitație de scrisoare, să zici și tu că e a ta, dar să juri, nu altceva, să juri. Uită-te la el cum se tulbură. Sursele comicului. Ilie Caragiale satirizează moravurile grave ale societății, cum ar fi falsificarea alegerilor politice, demagogia, șantajul, incultura, ipocrizia, cu intenția de a contribui la îndreptarea lor, fiind adeptul cugetării clasice, ridendo castigat mores, râsul îndreaptă moravurile. Caragiale însuși a exprimat această concepție, fiind convins că nimic nu arde pe ticăloși mai mult ca râsul. Comicul de situație reiese din împrejurările cele mai surprinzătoare în care sunt puse personajele, provocate de coincidențe, de încurcături, confuzii, substituiri sau chiprocouri și situații echivoce. Întreaga piesă se bazează pe astfel de situații, fiecare scenă în parte fiind o ilustrare a acestui comic. Găsirea și pierderea succesivă a scrisorii de amor constituie principala situație comică în care sunt implicate personajele și din care reies trăsăturile lor de caracter. Alte situații comice, Dandanache învinge în alegeri cu ajutorul unei scrisori de amor pe care nu o înapoiază, pentru că mai trebuie saldată, spune el. Arma politică a șantajului va fi eficientă așadar și în viitor, pentru el, cinstea și meritele politice neavând nicio șansă în această lume. Numărarea steagurilor de către Ghiță. El este polițaiul care fură din avutul statului, deși misiunea lui este tocmai aceea de a-l apăra, fiind încurajat de către prefect în calitatea lui de conducător politic al județului. Este vorba de actul 1, scena 1. Trahanache, după ce văzuse scrisorica de amor adresată Zoe, iată o altă situație comică, vine acasă la Tipătescu și prefectul este îngrozit de reacția lui Neica Zaharia și totuși venerabilul îl consolează pe Tipătescu spunându-i că scrisoarea e plastografie. Comicul de intenție ilustrează atitudinea autorului față de personaje și situațiile în care acestea acționează. Comicul de caracter conturează personaje ridicole prin trăsături negative, tare morale care stârnesc râsul. Garabeti Brăileanu spunea că autorul face concurență stării civile prin tipologiile create, iată tipologii realiste. Pompiliu Constantinescu împarte personajele pe tipologii și vorbește despre următoarele tipologii: Încornoratul Trahanache, Junele Prim Tipătescu, Cocheta Adulterină Zoe, Politicianul Demagog Nae Cațavencu, Cetățeanul Alegător, Cetățeanul Turmentat, Funcționarul Servil, Lingușitor, Polițaiul Ghiță Pristanda, Tipul Prostului Fudul, Farfuridi și Brânzovenescu și Ramolitul Agamemnon Dandanache. Comicul de caracter.
Personajele sunt reprezentări ale degradării umanului, nu numai etic, demnitatea sau responsabilitatea nefiind atributele lor, ci și sub aspectul condiției umane, dincolo de râs situându-se astfel tragic. Vidul existențial, izvorât din criza comunicării raționale și afective, creează o antinomie între aparență și esență și putem vorbi despre faptul că nu există individualități, ci doar un personaj plurimorf în mai multe ipostaze. Comicul de nume, Caragiale are un rafinament aparte în alegerea numelor, sugerând prin ele nu numai o trăsătură dominantă, ci chiar un întreg caracter. Zaharia Trahanache sugerează zahariseala, ramolismentul și facila modelarea eroului de interes. Vine de la cuvântul Trahana, care este o cocă moale, ușor modelabilă, sugerează decrepitudinea personajului, tendința acestuia spre amânare, tergiversare. Tipătescul e tipul junelui prim, cuceritor de inimi, amorez tip. Ghiță Pristanda este servil, umil față de șefi, fără personalitate, Pristanda fiind un joc popular asemănător cu brâul, ce se dansează după reguli prestabilite, într-o parte și alta, conform strigăturilor și comenzilor unui conducător de joc. Nae Cațavencu, tipul ipocritului și demagogului. Cațavencu este un numele provine de la, poate proveni de la Cațaveică, haină cu două fețe, așa cum este și politicianul Nae Cațavencu, sau Palavragiu, de la cuvântul cață. Farfuridis și Brânzovenescu reprezintă un cuplu de imbecilitate, dependenți unul de altul, fiindu-și numai unul altuia de folos, farfuria și brânza. Nume cu rezonanțe culinare sugerează inferioritatea, vulgaritatea. Agamemnon Ananache, un alt personaj pe care Caragiale îl numea mai prost decât Farfuridi și mai canalie decât Cațavencu, sugerează, numele lui sugerează măreția, prenumele Agamemnon, deci această măreție sugerată de nume este anulată de cel de-al doilea, da, Danache. Iar Agamiță sau chiar Gagamiță, așa cum îl pronunță Zaharia Trahanache, e sinonim cu decrepitudinea avansată, ramolismentul și construiește o adevărată strategie a șantajului acest personaj, urmărindu-și interesul cu orice preț și provocând încurcături. Cetățeanul turmentat este alegătorul anonim ce trăiește abureala alegerilor necinstite, de care bietul om este amețit având o unică nedumerire. Eu cu cine votez? Comicul de limbaj. Aici observăm ticuri verbale, stimabile, ai puțin tică răbdare, spune Trahanache sau Farfuridi, dați-mi voie, cetățeanul turmentat, eu cu cine votez? Iar Ghiță Pristanda adaugă mereu în orice context cuvântul curat, ajungând până la acest oximoron curat murdar. Gamiță Dandanache recurge la nei cu sorule, pui cu sorule. Pronunțarea greșită a neologismelor și a cuvintelor obișnuite. Neologisme ca enteres, vampir, nihilist sugerează incultura acestor personaje, stârnind amuzamentul spectatorului. Cuvinte obișnuite sunt pronunțate greșit. Familie, spune Pristanda. Vorbirea peltică, ce în loc de ce, zițe în loc de zice, birză, spune Dandanache, expresia stâlcită a lui Cațavencu, oneste bibere, abia cinstit în loc de oneste vivere. Înțelegerea greșită a cuvintelor, o anonimă, Farfuridi și Brânzovenescu vor să dea o scrisoare pe care să o semneze anonim. Da? Ei referindu-se la faptul că va fi semnată, deși scrisoarea anonimă nu este semnată. Nonsensul, exprimarea lipsită de înțeles, obținut prin negarea primului enunț prin cel de-al doilea, industria română e admirabilă, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, spune Cațavencu. Truismul, acea banalitate sau constatare de ordin general,
Un popor care nu merge înainte stă pe loc, menționează Cațavencu. Pleonasmul, adică alăturarea doi termeni cu același înțeles, nu dau voie să-și permită, menționează Trahanache. Tautologia, o altă greșeală de exprimare, care constă în folosirea repetată a aceluiași cuvânt cu funcții sintactice diferite sau cu aceeași funcție sintactică. Vezi tânăr, tânăr, dar copt. Cacofonia, crearea unei disarmonii fonice prin alăturarea unor sunete, va să zică că nu le are, spune Trahanache. Etimologia populară, capitalist pentru locuitorii capitalei, scrofulos pentru scrupulos. Și o altă greșeală de exprimare care stârnește comicul, atracția paronimică, adică folosirea greșită a paronimului, renumerație în loc de remunerație, zice Pristan, da, ciclopedică în loc de enciclopedică, incoerența, adică lipsa de legătură logică între idei, spune Farfuridi, discursul său, citez, iată ce zic eu și împreună cu mine, ce pe să semnece, trebuie să zic asemenea toți aceia care nu vor să cază la extremitate, adică vreau să zic, da, ca să fie moderați, adică nu exagerațiuni. Un discurs incoerent fără nicio noimă. Limbajul ambigu, adică exprimarea neclară ce permite o dublă înțelegere a contextului, Cațavencu spune, vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel din tâi între fruntașii politici. Referința culturală atribuită greșit, de exemplu, Cațavencu spune, scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambetta, în loc de Machiavelli, cel care este adevăratul autor al citatului. În concluzie, putem spune că această piesă, O scrisoare pierdută, este o adevărată capodoperă a dramaturgiei noastre. Eugen Ionescu, celebrul dramaturg, îl consideră pe Caragiale mentorul său și precursorul teatrului absurdului. Acesta spune, comicul, fiind intuiție a absurdului, mi se pare mai deznădăjduitor decât tragicul. Comicul nu oferă vreo ieșire, spun deznădăjduitor, dar în realitate el este dincolo de disperare ori de speranță.